Bună seara, stimați telespectatori! Iată-ne în direct la Romi TV, canal 244, pe național, dar legați televizoarele la internet. Suntem la rubrica Juriștii Comunității cu doamna avocat Elena Ruggero. Binevenit, Elena! Mulțumesc! Am bună făcut seara tuturor. O pauză, am promis că ne întâlnim în fiecare săptămână, dar, cum se zice, din vina mea. Nu, au fost niște lucruri majore care nu ne-au permis da. Să ne ținem de cuvânt. Eu încă mai sunt un pic răcită, scuzați vocea pentru că sunt puțin răgușită. Sper să nu mă apuce. Asta e un pic pentru toți. Da, sper să nu mă apuce vreo tuse în direct, ca asta ne-ar mai trebui. Începem cu începutul, nu? Deci, în studiu, în seara asta, în platou, a venit un domn care se numește Dumitru, cu actele la purtător, că are o problemă. Deci are de recuperat niște bani. A lucrat la o firmă de construcții, da. Nu? Că tu ai văzut actele, da, pe bine, da. Și a intrat în faliment, în insolvență. Da. Cum poate domnul să-și recupereze suma care nu a recuperat-o? Deci poți să dai un răspuns generic, poate că mai sunt și alte persoane ca dumnealui și după aceea tu evident ai să iei cumva cazul dumnealui mai în amănunt, în amănunțit și eventual dacă poți să rezolvi problema. Da, discursul este ăsta. În momentul în care se face o judecată, judecata, în orice caz, trebuie înainte și înainte să fie câștigată. Odată ce se câștigă judecata, judecata trebuie să devină definitivă, adică nu mai sunt alte posibilități să se facă recurs la Curtea de Apel sau la Suprema Curte de Casație și Justiție. În cazul în care această sentință a devenit definitivă, e evident că a fost făcută cu un avocat, adică a fost un tribunal, a fost făcută cu un avocat. În momentul ăla, avocatul de obicei se ocupă să caute să recupereze banii. Sunt mai multe feluri de a recupera banii și costurile se schimbă de la situație la situație, în sensul că în momentul în care persoana trebuie să, pentru că a avut judecata, a fost câștigată judecata, trebuie să recupereze acești bani, cu avocatul încearcă să începe o fază diferită, care este o nouă fază. În Italia există silirea, executarea silită, executarea silită care permite avocatului, nu persoanei personal, trebuie să se facă printr-un avocat, să înceapă un alt proces, care este separat de procesul inițial, în cazul ăsta, spre exemplu, un proces de muncă, în care se încearcă să se vadă care bunuri are, în cazul ăsta, spre exemplu, firma pentru care a lucrat persoana respectivă și care a pierdut această judecată. De obicei se găsesc conturi, se găsesc bunuri mobile, se găsesc mașini, se găsesc mai multe, sunt mai multe posibilități. Sunt unele firme care au și niște case, niște case în sensul capannonii, care ar fi bunuri materiale registrate, adică vorbesc de case, capannonii, lucruri de genul. În cazul în care toate lucrurile astea nu există, după ce s-au făcut toate cercetările astea, se poate cere falimentul firmei. Această firmă falimentează după ce a fost făcută o cerere de avocatul, spre exemplu, în cazul ăsta, domnului care a câștigat judecata. Legea spune că această firmă poate să falimenteze, nu numai firmele falimentează, acum au fost schimbate din nou codul falimentării, acum a devenit și persoanele mici imprenditori, mici antreprenori, depinde de situații, dar trebuie să aibă minimum 30.000 de euro de bani de dat în general. În cazul ăla se înscrie un faliment, este un alt proces care începe mereu într-un tribunal, este evident, și în momentul în care falimentează firma, tribunalul o să se ocupe să pună o persoană care se numește curatore falimentare și care se ocupă să caute aceste bunuri eventual care le are firma, să vadă dacă are credite, să vadă ce poziție are cu taxele, etc. etc. În momentul ăla se face o schemă
nu o fac eu ca avocat, o face evident curatorul falimentar, în care se spune ceea ce a fost găsit. În cazul în care, din păcate, se poate întâmpla, nu au fost găsite bunuri, nu au fost găsiți bani, nu au fost găsite credite, firma falimentează, avocatul persoanei care a câștigat judecata intră în acest faliment făcând o cerere la judecător. Bună ziua, sunt cu tare, mă scuzați, sunt avocatul domnului, vreau să fiu și eu pusă la faliment ca să se aibă o semnătură a judecătorului că și eu, ca fiind un creditor, am fost admis la acest faliment. Și în momentul în care este ceva de distribuit, hop, mă bag și eu. Dacă nu este nimic de distribuit, în cazul ăla mie îmi trebuie sentința aia, pentru că eu cu acea sentință pot să mă duc la un CAF, la un patronat, la un avocat, să fac o cerere la IMSS, care îmi acordă, pentru că s-a schimbat legea din punctul ăsta de vedere, să știți că IMSS-ul acordă numai TFR-ul recunoscut de curatorul falimentar în faza falimentului. Fiți atenți, recunoaște numai TFR-ul, adică lichidarea, și ultimele 3 salarii. Punct. Dacă aveți de luat un miliard de milioane de miliarde de euro și firma nu le are, nu le puteți lua. Este imposibil așa ceva, dar un minim de garanție este dată de faptul că IMSS-ul plătește lichidarea și ultimele 3 salarii. Discursul e că IMSS-ul cere multe documente, sunt multe demersuri de făcut, mai dai niște documente, nu sunt suficiente, mai vrea altele, iar te amână. Este ceva care durează. Eu, din păcate, am mai multe poziții încă în picioare. Mă sună, îmi scriu clienții, doamna avocat, dar ce se întâmplă dacă trebuie? Trebuie, pentru că odată ce, înainte trebuie să faci toate cercetările, pentru că IMSS-ul spune, eu nu te plătesc dacă nu-mi dai proba că înainte ai încercat să faci toate executările silite. Trebuie să faci toate executările, după care poți să vii la mine dându-mi proba că ai încercat. Odată ce se întâmplă asta, IMSS-ul controlează toate documentele, inclus falimentul, și plătește cum? Plătește pe cont. Plătește pe contul personal a creditorului, așa că din punctul ăsta de vedere, eu nu știu, fiecare persoană are acordurile lui cu sindicatul, cu avocatul, depinde la cine se duce. Și banii intră direct pe contul persoanei. Fiți atenți la un lucru. Aveți dreptul să vă duceți la un CAF patronat, o să faceți această cerere. Trebuie să vă informați care sunt CAF patronatii care fac, pentru că nu toți fac. În Roma sunt care fac, dar nu sunt foarte mulți, pentru că nu câștigă foarte mult după o practică de genul ăsta, asta este adevărul. Dar trebuie să vă dea documentele. Eu am avut niște clienți care au avut niște probleme, vroiau ca eu să fac actele la tribunal, pentru că dacă IMSS-ul nu plătește fără un motiv întemeiat, pasul succesiv este că vă duceți la un avocat și avocatul face un recurs în tribunal și cere judecătorului să facă o sentință care obligă IMSS-ul să plătească, dacă are dreptul, este evident. Dar în speță, domnul din seara asta, domnul Dumitru, a luat o parte din bani de la IMSS. Mai e o parte de recuperat. El a luat numai lichidarea, în teorie, iar lipsi încă să ia ultimele 3 salarii. Acum, trebuie să se înțeleagă pentru care motiv nu i-au fost date ultimele 3 salarii. Trebuie să se facă niște cercetări, să se înțeleagă la IMSS cum a fost făcută practica. Nu am urmărit-o eu, așa că nu am idee cum a fost urmărită practica. A urmărit-o un sindicat, după câte am înțeles eu, și dumnealui cam de 2-3 ori pe an merge la sindicatul respectiv și cum îl vede, nu, și spune, nu ci sono i soldi, nu sunt bani. Păi nu sunt bani, trebuie să zic că de ce nu sunt acești bani, în sensul că, având în vedere că este o practică destul de veche, sunt două lucruri. Ori IMSS-ul a plătit cât trebuia să, a considerat că trebuia să plătească și în cazul ăla trebuia să fie făcut un recurs în tribunal pentru diferență, ori în alternativă nu a fost făcută cererea pentru toate vocile care avea dreptul să le ia, pentru că IMSS-ul nu te plătește în etape. IMSS-ul îți dă cât trebuie să-ți dea. Ai pasivul falimentar, ai fost admis la pasivul falimentar, ți s-a recunoscut, fac un exemplu. Lichidarea și ultimele 3 buste paga, amândouă trebuie să ți le dea. Nu poate să-ți dea, hai, îți dau lichidarea, păi bă, omule, mai așteaptă, poate îți dau și eu peste 2-3 ani și ultimele 3 salarii. Nu,
îți dă tot împreună. Eu am avut clienți care au avut probleme de genul ăsta. Și e când am făcut recursul în tribunal și i-am dat în judecată și au plătit totul. Au plătit totul împreună. Amintiți-vă că suma este taxată. Pentru că vin clienții, au luat doamna avocat, mie nu mi-a dat tot. Păi cum nu m-a dat tot? Doamne ferește, poate să fie o greșeală. Dar sunt rare cazurile în care IMSS-ul greșește pentru că ei fac totul cu niște calcule foarte precise. Efectiv, un lucru despre care trebuie să țineți cont este că sumele sunt taxate. Toate sumele sunt taxate, așa că se ia o parte din suma care vă este recunoscută, pentru că suma care este recunoscută este a lordo și ei vă dau netto, adică țin suma care este de suma de taxe. În general, ceea ce este important să se știe este că nu este cazul să pierdeți mult timp, adică în momentul în care aveți o judecată, eu ceea ce spun mereu clienților mei, pentru că mi s-au întâmplat clienți care au sentința în mână, câștigată și nu iau banii. Sunt multe cazuri pentru care nu se iau banii, dar trebuie să fie făcute niște cercetări, în sensul, trebuie să, cu sentința câștigată, să vă duceți la un avocat care se ocupă de executări silite, care se ocupă de așa ceva, pentru că este o ramură separată. Nu toți avocații se ocupă de executări silite, nu toți avocații știu să le facă și nu toți avocații au posibilitatea să anticipe banii, pentru că au niște costuri aceste lucruri, în sensul. Considerați că toate lucrurile astea au niște costuri, care sunt niște costuri de procedură, niște costuri de tribunal, niște costuri, insomma, sunt niște costuri. Acum, în orice caz, lucrul important este că odată ce aveți sentința, ca să știți, sentința are o validitate de 10 ani. Ca să o faceți să dureze mai mult de 10 ani, trebuie să vă duceți la un avocat care să trimită eventual o scrisoare angajatorului, în cazul ăsta, domnul, vorbeam de cazul în care este o firmă, este o persoană fizică, ce este nevoie să se trimită o scrisoare care întrerupe perioada asta. Din momentul în care persoana primește scrisoarea, termenul de 10 ani reîncepe de la capăt și așa se poate ține etern. Normal că nimeni nu are interesul să țină banii opriți etern, dar ceea ce este important să se știe că o decizie judecătorească în Italia durează 10 ani. Trecut 10 ani, nu mai puteți să vă mai cereți drepturile dacă nu ați făcut o activitate care să întrerupă termenul ăsta. Printre altele, un alt lucru foarte important, eu acum astăzi mă pregătisem cu niște discursuri, pentru că nu am terminat data trecută subiectul Badanti e Colf, dar astea sunt niște informații generale care pot să fie utile pentru toți. Un lucru foarte important, repet, sunt informații generale, dar este ceva care eu repet de fiecare dată, mi se pune întrebarea. Orice muncă faceți, aveți dreptul la lichidare, aveți dreptul la TFR. Aveți dreptul să fiți plătiți când plecați. Calculele le face de obicei angajatorul. Dacă doriți, puteți să cereți la un CAF patronat să vă facă ei conturile, ca să fiți siguri că sunt conturi corecte, făcute așa cum ar trebui să fie făcute și trebuie să fie plătite. În orice caz, dacă aveți un contract, adică considerați că toți trebuie să aibă un contract scris. Aia este altă parte care nu prea toți înțeleg. Adică, găsiți un loc de muncă. În cazul domnului, spre exemplu, vorbeam de o firmă de construcții, dar oricare ar fi contractul, contractele în Italia sunt scrise, nu sunt verbale. Adică, orice meserie faceți, trebuie să vi se prezinte un contract în care sunt scrise condițiile. Ce faceți? Cât durează? Care este salariul, unde vă duceți să lucrați, care contract colectiv național vă aplică angajatorul, mai multe lucruri sunt. În italiană se spune, questa è la lettera di assunzione, si chiama lettera di assunzione, o contratto lavorativo, dipende dai casi. Ora, discursul este că vă sfătuiesc să nu acceptați să stați fără contract, să nu acceptați să stați la negru, dar înțeleg că sunt situații în care persoana e nevoită pentru
în prima perioadă eventual să stea, dar să ceară cât mai repede posibil să aibă contract, una, o copie după contract, ca să înțeleagă ce face, ce are de făcut, ce drepturi are, care este situația. După care, această scrisoare, în teorie, trebuie să aveți o copie, o semnați, dați documentele. Considerați că regula generală în Italia este că orice contract este un contract de timp indeterminat, adică nu are o sfârșire. Sunt niște excepții în cazuri particulare în care vorbim de o muncă pe sezon, o muncă pe termen pentru un anumit lucru. Spre exemplu, cine stă în construcții, ca domnul Dumitru, sunt persoane care nu lucrează numai pentru o firmă, dar se schimbă pentru că lucrează pe apalti. Când se dă un apalto, fiecare firmă își alege echipa și echipa lucrează. Spre exemplu, eu pot să am un contract, lucrez cu firma XY, continuat 30 de ani, 40 de ani, am avut un client, chiar acum am o judecată, a lucrat 20 de ani pentru o firmă de construcții, cum pot să am un contract care mi se schimbă cu apalto. Lucrul care trebuie să fiți mereu atenți, să fiți atenți ce este scris în contract. Dacă nu înțelegeți bine lucruri care se pot întâmpla, că să nu înțeleg, n-am înțeles termenele, n-am înțeles, cereți să vi se dea o copie și cereți să la cineva care înțelege mai bine sau care este de meserie să vă explice ce este scris acolo. Alt lucru foarte important este că se plătește totul. Se plătește concediu, se plătește boala, se plătește orice. Din momentul în care se are un contract, se plătește orice. Toți au dreptul să aibă un concediu, toți au dreptul să aibă zi liberă, toți au dreptul să fie plătiți suplimentar dacă fac munca în afară de orarul de muncă stabilit de contract, care de obicei este de 8 ore. Toți au dreptul să fie tratați cu respect la locul de muncă, să nu fiți înjurați, să nu fiți bruscați, să nu fiți, să aveți un ambient de lucru senin. După care, un alt lucru important este să, în cazul în care sunteți bolnavi, este foarte important să se comunice imediat la angajator că sunteți bolnavi, pentru că această comunicare se transmite direct la INAIL, care este institutul pentru bolile muncitorilor, care din momentul în care aveți o boală, vă plătește zilele care stați acasă, pentru că să știți că aveți dreptul să fiți plătiți pe baza salariului care îl aveți, pentru boala care o aveți. Pentru boală, boala o plătește angajatorul. INAIL-ul plătește, spre exemplu, infortuniu fiind, ajută-mă, infortuniu sul lavoro, accidentele. Accidentul de muncă. Accidentele de muncă, spre exemplu, sunt foarte periculoase, se pot întâmpla în orice ambient. Sfatul meu este să chemați ambulanța, să vă duceți la spital, să spuneți adevărul unde s-a întâmplat, și, în general, să aveți pe cineva care a asistat, care este, eventual, dacă este nevoie, să este dispus să mărturisească, eventual, la ce a asistat. Din punctul de vedere a plata este parametrată pe muncă, orar și nivel de muncă. Un lucru foarte important este să fiți foarte atenți, să vă semnați orele, să vedeți dacă corespunde cu busta paga care vi se dă. Controlați din când în când dacă vi se varsă contribuții, pentru că eu am avut clienți care mi-au venit la birou, au descoperit la sfârșit că nu vi se vărsase nimica. Și în cazul acela? În cazul acela se face o denunță. Se face o denunță pentru contribuții și se denunță angajatorul, pentru că alea nu sunt bani care se dau la angajat, sunt bani care se duc la stat, dar care sunt bani care se duc să formeze pensia un mâine. Dacă sunteți bolnavi, aveți dreptul să fiți bolnavi, nimeni nu vă poate spune, poți să fii bolnav o zi, două, trei, cinci, după care trebuie să te întorci la muncă, nu există așa ceva. Numai doctorul poate să vă spună când nu mai sunteți bolnavi, nu angajatorul. Așa că dacă aveți nevoie, pentru că aveți probleme,
de alte zile vă duceți la doctor, dacă nu vă puteți deplasa, doctorul vine și acasă și vi se dă concediu medical. Stați acasă și vă reveniți. Asta este în general ceea ce se întâmplă. Din punctul de vedere a timpului de a luat banii, fiți atenți la un lucru, sunt niște termene de respectat. Adică, aveți, spre exemplu, problema, fac un exemplu, Doamne, eu nu știu ce să fac, am câștigat judecata, eu am mulți clienți care au venit la mine, câștigaseră judecățile, dar avocatul ori nu putea să-i facă executarea, nu știa, nu putea, mă rog, mai multe chestii, ori în alternativă, cerea bani care persoanele nu le aveau ca să poată să înceapă executarea. Căutați să faceți în fel și manieră ca să găsiți pe cineva care vă poate ajuta din punctul ăsta de vedere. Adică sunt banii voștri, aveți dreptul să-i luați și trebuie să vă aplicați, adică trebuie să faceți ceva ca să îi puteți recupera. Nu puteți să stați să așteptați, pentru că dacă nu vă adresați la un avocat care să facă toate demersurile, banii sunt pierduți. Eu, din păcate, am trebuit să spun la mai multe persoane, lume care a așteptat mai mult de 10 ani ca să facă executările silite. Păi, un lucru de genul ăsta înseamnă că ați pierdut dreptul. Timpul este ăla. Dacă între timp ați trimis scrisori, ați întrerupt prescripția, puteți. Dar, în general, căutați să nu așteptați foarte mult, pentru că timpul trece, firmele închid, situațiile se schimbă, este mai bine să faceți, spre exemplu, judecata, se termină, ați câștigat-o, se recunoaște că aveți bani de luat, ok. Întrebați imediat avocatul, domnule avocat, se poate recupera, da sau nu? Ca să știți imediat care este situația, să nu treacă prea mulți ani, să nu treacă prea mult timp. Asta de obicei, este. Acești bani, de exemplu, dacă ai o sumă, dau așa 15.000 de euro de luat, când ți se plătesc banii, nu? Când îți trimit banii, îți trimit 15.000 și tu trebuie să plătești taxe pe cei 15.000 sau din cei 15.000 deja sunt trase taxele, dacă tu știi cum. Adică în ce sens? În sensul că sunt deja taxați ca impozit. Păi dacă este o sentință judecătorească, aia este suma. Și după aceea tu trebuie pe 730 să-i declari și să plătești taxă pe cei 15.000. Imaginez că da. Ok. Nu, se consideră că banii, de obicei banii care sunt, sunt câștigați sunt cu sentința și sunt luați, spre exemplu, se reușește să se ia toată suma, sunt bani care o să fie declarați și sunt taxați ca și cum ar fi salarii luate cu întârziere. Okay. Dacă vrem să considerăm punctul ăsta. Dar asta este ceva care, de care nu se ocupă avocatul, se ocupă comercialistul. Știu, dar, în general, știu... Știu întâmplător, pentru că s-a întâmplat un lucru, am avut eu o judecată în care mă interesa să aflu niște lucruri. Apropo de taxații, considerați că în momentul în care se iau banii, se consideră bani luați ca și cum ar fi bani luați cu întârziere. Și trebuie să-i declarați aia, da. După care, dacă plătește IMSS-ul, am zis deja, IMSS-ul taxează de la sine. Taxează ei direct, adică pe o sumă de 15 îți rețin taxele. Deja ți le reține, nu-ți dă toată suma în mână. Îți dă deja cu tratenuta, da. Îți dă deja cu tratenuta, da. În general, asta este. Într-adevăr, banii se pot lua numai în felurile astea, adică nu există alte modalități de a lua banii. Ori se fac executările silite. Asta mereu dacă e clar cine trebuie să plătească, nu plătește spontan. Dacă plătește spontan, problema nu o are nimeni. Dar dacă majoritatea cazurilor nu se plătește spontan, în cazul ăla, sfatul meu este să vă adresați absolut la un avocat ca să puteți avea un ajutor din punctul ăla de vedere. Da, absolut, da. Despre contractul badantelor, pentru că eu am văzut în multe situații că, de exemplu, nu li se dă concediu, banii pe concediu. Nu există așa ceva. Nu există, trebuie plătit. Absolut. Concediu este ceva care face parte din contract, în sensul că este... Ori al 13-lea salariu.
Nu există așa ceva, trebuie să fie dată. Mai multe persoane, eu chiar acum am făcut judecată pentru o doamnă, doamnă foarte drăguță, printre altele, care a lucrat foarte, foarte mulți ani într-o casă privată, se ocupa de curățenie, era o familie cu 5 persoane și doamna a lucrat acolo 21 de ani a lucrat. Toată viața. Da, efectiv era o muncă destul de, de grea, pentru că trebuie să considerați de obicei persoanele care au o doamnă care se ocupă de curățenie în casă, nu vorbesc de persoanele fixe, vorbesc de persoană care vine și stă, spre exemplu, doamna se ducea mai multe ori pe săptămână, mi se pare de 4 ori sau de 5 ori, nu mi-amintesc exact, se ducea oricum și stătea un tot ore în fiecare zi. Și era plătită foarte puțin, în sensul că era plătită, i se făcuse contract. De ce? Pentru că în momentul în care se ia o persoană din afară, pe vremuri România încă nu era Uniunea Europeană, vorbim de anul 2002. Și România încă nu era în Uniunea Europeană, considerați că în acel caz trebuie să fie făcută o declarație ca să se poată asuma o persoană în casă care să se ocupe de casă. Doamna a lucrat toți anii ăștia, continuat. Avea foarte puține zile de concediu, adică nu avea zilele care sunt prevăzute de contractul colectiv național. Dacă aveți nevoie de informații de genul ăsta, eu nu stau să fac toată povestea de care este, care cât sunt zilele, etc., etc., dar considerați că este suficient să vă duceți la un CAF, îl întrebați care este dreptul, câte zile sunt, câte zile aveți drept concediu. Eventual se poate aprofunda acest subiect, dar este ceva care mă interesează relativ, în sensul că ceea ce trebuie să știți e că aveți dreptul la odihnă, nimeni nu poate să vă facă contractul 24 din 24, aveți dreptul să aveți o zi liberă de pe săptămână, plus o după masă, evident, dacă stați fixe, dacă stați cu orele, declarați, adică o să declarați dumneavoastră și o să declare și angajatorul, este evident care este orarul de muncă. În orice caz aveți dreptul să aveți concediu plătit, tredicezima, adică la 13-a lună. Eu am, spre exemplu, am doamna asta, am muncit cu un salariu care era sub salariu minim legal, pentru că fiecare muncă are un contract colectiv național care stabilește care sunt sumele minime care pot fi luate. Adică, puteți să fac un exemplu, îmi dă 6 euro pe oră. Contractul zice, doamna trebuie să fie plătită 6 euro pe oră. Ok, alora, 6 euro pe oră, da. Dacă vrea să vă dea 8, vă dă 8, dar nu poate să vă dea 5,80 euro. Minimum trebuie să vă dea 6. Printre altele, salariul trebuie să fie adecvat traiului țării și se... cu timpul, cu ani, repet, doamna asta 21 de ani acolo, trebuia să fie adecvat, nu a fost adecvat, a plecat, nu i s-a dat TFR-ul, nu i s-a plătit concediu niciodată, o situație un pic așa, dar din păcate sunt multe situații de genul ăsta. Bă, în cazurile astea considerați că se poate vorbi cu angajatorul, îi se explică că lipsește ceva, adică vorbiți mereu într-un fel ca să nu apară ca o acuză, să apară ca ceva, poate că n-am înțeles eu bine, poate că, adică eu zic, sunt mereu de părerea că munca trebuie să se caute, să se mențină cât posibil. Dacă vedeți că din partea cealaltă nu sunt speranțe, aia este altă discuție, dar... Deci n-ar fi indicat să spună, știi, eu muncesc mai mult decât trebuie, nu am contractul adecvat, fac mai multe ore decât sunt în busta pagă, deci nu trebuie vorbit recalcitrant. Ar trebui cumva în prima fază cumva să se abordeze subiectul în manieră dulce, nu, da, să zicem. Da, pentru că este și persoana care stă în cealaltă parte. Oricum, faptul că se lucrează peste orar se poate. Adică legea nu spune că nu poți lucra peste orar, dar trebuie să fii plătit. Da. Sunt ore suplimentare. Este clar, orele suplimentare nu pot să fie 24 din 24, trebuie să fie o limită și la orele suplimentare. Adevărul este că în momentul în care se stă într-o casă, în mod special când se stă într-o casă fix, orele sunt mereu mai multe, orele sunt mereu
ore suplimentare, sunt ore care au o, cum să zic, au o problemă de a încerca să se încerce să se găsească un acord între angajat și angajator. În momentul în care vedeți că această situație nu poate fi o situație care poate să meargă înainte, eu ceea ce sfătuiesc este să se înceapă să se vadă dacă se poate găsi alt loc de muncă, pentru că lucruri care merg înainte ani și ani și ani de zile, așa dificil se schimbă. După experiența care am avut-o eu în cursul anilor, persoanele vin la avocat în momentul în care nu mai vor să stea, au plecat deja sau vor să plece curând, adică ceva rapid. Da, dar Elena, știi care mai există și problema aceea, mentalitatea românului, să zicem, te faci frate cu dracu până când treci puntea, știi? La început acceptă pentru din nevoie, din îi trebuie bani, îi trebuie locul de muncă și acceptă oricum așa și după aceea începe cumva, păi stai să vezi că nu e așa, că nu știu, există o perioadă de probă. Eu zic că la început, când mergeți undeva și faceți colocviu, deci dați, eu știu, aveți o întâlnire cu viitorul angajator, dacă dumneavoastră sunteți în nevoie, nu trebuie nici să spuneți da, lăsați. Nu știu, cred că trebuie să vă agățați de perioada de probă. Care trebuie să fie plătită. Care trebuie să fie plătită, dar nu știu cât poate să fie, 15 zile o perioadă de probă sau cât poate fi. Depinde de cazuri, depinde de contract. Caz. Da. Și în momentul când s-a terminat perioada de probă, atunci să spuneți, da, știți, acum după perioada de probă eu am capacitat, am înțeles care este volumul de muncă, ce trebuie să fac, cum trebuie să fac și așa mai departe și condițiile sunt astea, deci conform contractului național, deci ar fi astea și atunci să începe să negociați cât mai mult în favoarea dumneavoastră ca să puteți să obțineți ceea ce doriți. Sigur, sunt cazuri și cazuri. Sunt anumite persoane care spun, păi eu nu pot să-ți dau tredicezima, eu nu pot să-ți dau... Da, cum să nu? Mie mi s-a întâmplat foarte des așa cam ceva. Cam toată lumea spune, nu pot să-ți dau tredicezima, eu nu pot să te pun în regulă. Bă, oricum trebuie să-mi dea la sfârșit. Problema este alta. În momentul când nu poate să-ți dea aia, nu poate să-ți dea aia, nu poate să-ți dea cealaltă, dumneavoastră începeți munca, pentru că înțeleg nevoia. Dar nu stați acolo să prindeți rădăcini, exact. Că lasă că ți dă la urmă, pentru că dacă nu ți dă când trebuie să ți dea dreptul, haideți să spun așa, poate peste 2-3-5 ani nu o să-ți dea nici atâta și te duci tu la avocat și nu are sau, mă rog, moștenitorii și așa mai departe. Eu zic că n-are sens să aștepți și cu speranța lasă că la urmă îmi dă. Deci cred că ar fi cazul de la bun început să vă cereți drepturile și să puneți în contract exact ceea ce vă așteaptă. Pentru că, dacă astăzi nu dau 1.000 de euro, nu cred că peste 5 ani o să dea 5.000. No. Nu așa cred eu. Nu dau niciodată. Cine nu dă la început, de obicei nu dă. De-aia spun. Ar trebui cumva... Deci lăsați perioada de probă cumva. Sunt 8 zile perioada de probă în cazul în care sunt muncitori pentru că sunt mai multe nivele în toate contractele colective naționale. Sigur. Asta este un lucru, asta este, spre exemplu, alt subiect care este foarte, foarte lung, foarte, foarte complicat. Este faptul că nu toate persoanele fac aceeași muncă, este clar. Dar nu toate persoanele pot să aibă aceeași salariu și nu toate persoanele pot să fie încadrate cum vrea angajatorul, adică trebuie să fie făcut și un control pe ceea ce este munca. Fac un exemplu banal. Am mai multe cazuri, spre exemplu, chiar în perioada asta am două cazuri destul de mari, badanti românce, care au stat ani și ani și ani de zile într-o casă privată, se ocupau de persoane în vârstă,
Bă, vreau să vă zic că persoanele astea, în afară faptului că stăteau acolo în practică aproape 24 din 24, nu stau să vă dau detalii de cum erau tratate, de cum erau lăsate în casă cu persoanele astea bătrâne. Îi se dădea o sumă minimă pe săptămână ca să poată să facă cumpărăturile, adică să facă piața. Considerați, printre altele, că acești bani, sumele astea, eu acum, pentru că din aceste episoade în care ne vedem, vorbim principal de Colf și Badanti, dar considerați că, în mod particular, persoanele care lucrează ca Badanti au dreptul să aibă bani în plus pe săptămână, suficienți ca să mănânce persoana care este asistată și asistantul. Adică eu, care asist o persoană, mănânc eu, mănâncă persoana. Banii nu pot să fie luați mie din salariul, trebuie. Sau eu să mi se zic, a, vabbè, atunci știi ce, îți dau 20 de euro pentru mama și tu, vabbè, organizează-te, vezi ce faci. Exemplu, vă zic, eu am cazuri, N cazuri de genul ăsta. Doamne care, multe doamne care au venit la mine, nu îi se dădeau banii pentru cumpărături, îi se dădeau cu țârâita, banii pentru lucrurile bazilare, săpunuri, igiene personală, mă rog, lucrurile. Și mai rău decât atâta, persoanele respective, care de obicei sunt copiii persoanei asistate, pentru că persoana în vârstă de obicei are și un pic de nevoie de ajutor din punctul de vedere fizic, psihic și foarte des se ocupă principal copiii. Bă, vreau să vă zic că aceste persoane, când au ajuns la mine, terminaseră raportul de muncă și venind la mine au descoperit că erau trecute pe contract ca persoane care asistau câteva ore pe zi o persoană în vârstă care era autosuficientă și veneau la mine persoanele, adică vin la mine, au venit. Ea ieșea afară că stătea 24 din 24 în casă, o ducea la cumpărături, se ducea la cumpărături cu persoana respectivă, o ducea la plimbare, o ducea la doctor, o ducea, spuneți unde n-o ducea, la farmacie, unde, oriunde se putea, și persoana nu era autosuficientă. Adică, cum spuneam înainte, contractul colectiv național de muncă prevede că este o diferență destul de importantă între o badantă de o persoană numai în vârstă, dar autosuficientă, și o badantă de o persoană în vârstă, dar care nu este autosuficientă. Trebuie să te ajut să mănânci, trebuie să mă duc să mă plimb cu tine, nu poți ieși singură, ai dificultate să mergi, ai un principiu de demență senilă, fel și fel de cazuri. Bă, în cazul ăsta plata este diversă. Sensibil diversă. Nu mai vorbesc dacă aveți și calificare din sensul, spre exemplu, aveți o calificare ca infirmieră, ala devine alt nivel încă superior, pentru că eu am multe cliente care vin la mine, vreau să vă zic, făceau de toate. Injecții, pastile, o grămadă de persoane. Ce, în teorie nu puteți să faceți așa ceva, adică vine doctorul, face vizita acasă, poate să vă zică, doamnă, fiți atentă să ia ăsta, 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 ăsta. Puteți să-i dați medicamentele care îi le dă doctorul, le puneți într-o cutie, într-un ceva și să-i amintiți să le ia persoanei, pentru că probabil este în vârstă, să o ajutați să le ia, dar, spre exemplu, nu sunteți plătite să faceți injecții. Am avut persoane care stăteau în casă, nu numai făceau injecții, dar făceau și le curățau, că aveau o piaghedă de cupit, o chestie, adică sunt lucruri care sunt toate în plus, care trebuie să fie plătite. În orice caz aveți dreptul să fiți plătită dacă decideți să rămâneți un pic, spre exemplu, fac un exemplu, să rămâneți o după-amiază. Sună fiul doamnei, aoleu, astăzi chiar nu pot să vin, pot să rămâi. În teorie ar trebui să vă avertizeze cu anticip, dar știm toți că nu avertizează cu anticip. Trebuie să vă fie plătită după-amiaza, separat. Dar nu să vă fie plătită așa, hai, ia și tu 20 de euro. Nu funcționează așa. Plata este, sunt niște parametre care sunt făcute pentru a sta o perioadă de timp în afară de orarul normal de muncă cu persoana respectivă. Asta nu înseamnă că trebuie să stați continuat.
una din persoanele care asistă în perioada asta, vreau să vă zic că a stat ani și ani de zile, pentru că am recepisere, stătea joia și duminica fix. Toate joile, toate duminicile. Păi zice, mă întorc acasă, am nebunit. Păi te cred că ai nebunit. Păi cred. Și adică, mi-a zis, doamna avocat, zice, eu m-am dus cu capul. Păi zic, eu nu știu cum ați rezistat, sincer. Dumneavoastră ziceți că v-ați dus cu capul. Eu vă văd încă destul de bine. Adică, eu în locul ei, cred că mă aruncam la balcon. Dar vorbesc de ani, nu vă vorbesc de 2 luni, 3 luni, vă vorbesc de 10 ani, 15 ani, dar acolo lucruri depinde, absurde. Depinde de noi, de cel care lucrează. Dar problema este și cine stă în partea cealaltă. Da, pentru Elena, că nu are sensibilitatea. E normal că dacă stai să te uiți la o persoană, persoana are mereu nevoie până la urmă, nu? Păi are nevoie 24 din 24, dar nu știu, mai sunt și rudele, mai sunt și copiii. No. De obicei, să-și plătească, nu. Deci nu, deci este... Se axează foarte se mult poate, pe badante, nu, se axează nu poți, foarte mult. Da, în momentul de obicei, eu am văzut și eu cazuri, în momentul când pune badantă, are impresia că badanta trebuie să facă tot. Exact. Și ei, copiii, despre ei vorbesc ei copiii, își iau mâna de pe părinte și lasă că face badanta. Nu e așa. Nu, chiar nu este așa. Sau spune, lasă că dacă, de exemplu, duminica este liberă toată ziua, deci badanta ar trebui să fie liberă de la 7 dimineață până seara, nu? Păi stai că nu poți să ieși până la ora 9, până exact, la ora da. 10, pentru că... Nu, Doamne ferește, sunt și familii care se comportă foarte corect. Da, dar... Mi s-au întâmplat de multe ori să văd persoane care se comportă corect, dar din păcate eu ceea ce văd prin prisma muncii, pentru că e normal, familii cunosc multe familii, sunt și familii care se comportă foarte, foarte bine. Dar sunt foarte multe care nu se comportă atât de bine. Proba este că în momentul în care se termină raportul de muncă, ajung la mine. De ce? Pentru că în momentul în care se termină raportul de muncă, persoana respectivă care a muncit își dă și seama că nu a luat cât trebuia să ia sau nu a luat nimica. Sunt persoane care pleacă din case, ani și ani de zile au stat într-o casă, pleacă fără bani. Se zice, păi eu n-am să-ți dau lichidarea. Cum n-am să-ți dau lichidarea? Trebuie să ai să-mi dai lichidarea. E dreptul meu să-mi dai lichidarea. Nu semnați nimica când plecați de la locul de muncă. O să repet la infinit. Vă pune foaie, vă dă niște bani în mână, îți dau ăștia, semnează aici. Nu semnez. Nu semnați pentru niciun motiv. Semnătura de obicei este o semnătură care vă face să renunțați la orice drept. Ți-ai asumat în momentul când ai semnat, ți-ai asumat tot ceea ce este scris pe hârtie. Da. Și dacă pe hârtie este scris că te-a plătit și ai luat o sumă de, tu semnând că ai luat acea sumă, deci automat nu ți mai revine nimic pentru că deja ai semnat. Deci... Ai semnat pentru că printre rânduri este scris 99,9% în foile astea, îți dau suma cu tare, nu mai ai nimic ca să pretinzi din partea mea. Semnați aia, ați murit, e inutil că veniți la mine. Vă pierdeți timpul. De aia spun. Da, nu faceți lucruri care, adică în neștiință, nu faceți. Eu ceea ce spun mereu clienților mei, dacă nu sunteți siguri de ceva, dacă nu știți, dacă nu aveți, nu semnați. Ca să luați puțin timp, indiferent ce domeniu, că sunteți colf, că sunteți badantă, că lucrați pe șantier, indiferent ce muncă, că sunteți comesa, că... În momentul când vi se dă hârtia, în prima fază citiți-o și faceți... Problema e că majoritatea cazurilor când citesc nu au capacitatea să înțeleagă da, ce scrie. Da, dar să se lege de cititul acelei foi și după aceea să spună, știți, mie nu mi-este clar anumite lucruri, mi rezerv dreptul de a nu semna acum... Să mă interesez puțin, să vedem, să nu știu ce. Adică să tragă de timp ca să nu semnezi în acel moment. La asta spun, să citească și da, după aceea dar, să spună că nu înțelege. E foarte dificil. Teoria e fantastică. Practica este foarte dificilă. Eu am avut o persoană, o judecată, ceva absurd, persoana care a stat nu știu câți ani de zile, venea angajatorul și o punea să semneze foile în alb. Păi, foi albe. Ilegalitate.
Și ce? Deci nu semnezi. Prinde orbul, scoate ochii. Păi da, da. Am nevoie pentru aia, pentru aia declarație, trebuie păi să declar, nu, trebuie să declarație, fac, trebuie să o citesc și apoi semnezi. Aia zic problema. Eu de aia zic, în neștiință, persoana s-a agitat, nu a avut curajul să... Da. Adică nu a avut prezența de spirit să-i zică, bă, domnule, eu nu pot să semnez că nu știu ce semnez pe aici. Persoana respectivă s-a speriat și acum suntem într-o judecată în care se declară că i-a plătit nu știu câți bani. Da, dar care nu i-a plătit niciodată. E mai greu. Care nu i-a plătit niciodată. În momentul mai greu, când normal au semnătura ta, nu știu. E foarte dificil. E foarte dificil. 90% deja... Nu, no, sunt metode, sunt moduri, sunt situații, sunt, mă rog, se poate găsi, trebuie să se vadă cazul concret, repet, astea sunt informații generale. Se poate găsi o particularitate. Eu în cazul ăsta, spre exemplu, am găsit, doamne, un lucru, mă rog. Dar, în general, dacă nu se semnează, cel mai bine. Adică se evită problema înainte de a fi problema. Ca să nu se găsească într-o situație în care un mâine trebuie neapărat să se ajungă la un avocat cu lucruri de genul ăsta, pentru că este ceva care, printre altele, durează. Durează destul timp. Suntem așa pe final, mai avem 10 minute, să un pic mai mult de 10 minute, 15 minute. De exemplu, pentru cei care lucrează pe șantier, nu? Dacă, Doamne ferește, se întâmplă ceva, că au fost și cazuri și nu au fost contract de muncă și le se întâmplă ceva acolo, la locul de muncă. Se declară, eu am avut clienți care au fost aruncați în șanță. Aolo. Nu glumesc, au fost luați de angajator, au fost puși pe o dubă, o chestie de muncă și au fost aruncați în șanț. Erau inconștienți? Da. Ca să nu se iasă, să nu se știe că s-a întâmplat de la locul de muncă, pentru că persoana respectivă nu avea contract. Beh, oricum, sperând să nu vă pierdeți cunoștință, să nu fie ceva foarte grav, lucrul care salvează să fie chemată ambulanța la locul faptului. Dumneavoastră, dacă puteți, chemați-o dumneavoastră, dacă nu sunteți în stare, un coleg, că de obicei astea sunt lucruri care se întâmplă când nu este singură persoana, lucrează o echipă de persoane, să chemați ambulanța unde s-a întâmplat, să vă ia ambulanța de la locul faptului, pentru că ambulanța este deja prima declarație care este făcută. Ambulanța este obligată să declare unde v-a luat, în ce condiții v-a găsit, cu cine erați, cum v-a găsit, etc. Vă duceți la spital, nu mințiți, spuneți adevărul. Și dacă nu cheamă ambulanța și merge... Vă duceți la spital. Cu picioarele lui. Se duce cu picioarele lui. Și trebuie să spună, da, să spună adevărul, pentru că unde s-a întâmplat. La locul de muncă. Nu, unde s-a întâmplat, nu să zic că s-a întâmplat pe ulița cutare. Să spună s-a întâmplat la locul de muncă. Munceam acolo. Și este clar că se face, după o să se facă o anchetă, o să se facă un proces, o să se facă, o să se vadă. În orice caz, vă spun de la bun început, aveți nevoie de martori. Persoanele care au asistat la această faptă. Aveți nevoie de persoane care să spună adevărul, să declare ceea ce au văzut, pentru că acolo e și problema că cine lucrează cu tine nu vrea să vină să declare, pentru că după pierde locul de muncă și cunoaștem povestea Dar asta. Dar dacă se întâmplă un accident de muncă, să spun, în perioada de probă și nu există un contract, este mereu acoperit. Pentru că e perioada de Cert. Probă. Nu există ceea, la negru nu există, aia vreau să vă zic, chiar dacă nu aveți contract, s-a întâmplat accidentul, oricum trebuie să fie făcut un proces, dar considerați în general că nu există un contract negru, nici nu știu cum să-l chem, nu există că lucrați într-un loc, în mod special pe șantiere, fără contract de muncă. Aparte că se riscă foarte mult, pentru că poate să vină o inspecție să facă un control. Ce faci acolo? Ce cauți pe șantier? Vabbè, este în probă. De obicei, explicația veșnică este în probă. Da, pe cât stau în probă? O zi, două zile, trei zile, mai trece un pic de timp, iar vine inspecția acolo, ai probleme după. Pentru că problema este când, neavând contractul, fără contract, inailul nu te plătește. Nu-ți plătește accidentul de muncă. Și nu...
Eu am avut clienți care au mințit, s-au dus în spital, au mințit, s-au speriat, pentru că te și sperii printre altele, adică după ce ai avut paguba, ești și speriat și nu a spus adevărul, au zis că au căzut. Acolo. Da, dar de exemplu, dacă, să zic, se întâmplă ceva, nu? A căzut după schelă sau o badantă, a căzut în casă, după scară, eu știu, nu știu, s-a întâmplat o chestie de genul ăsta și e în perioada de probă, nu contract, e în perioada de probă. Oricum este acoperit. Ajunge la spital și merge angajatorul și spune, știi, nu declara că s-a întâmplat la muncă, declară că ai căzut pe stradă, că, nu știu, acasă, că, nu știu, în afara casei mele, acolo ce s-a întâmplat, eu fiind angajatorul, nu? E o greșeală. Certu că e o greșeală. Deci nu trebuie sub nicio formă să spună, lucru știi, pozitiv este că în momentul în care intrați înăuntru și vă întreabă cum s-a întâmplat, sunteți singuri. Da, pentru așa că nu poate să audă nimeni ceea ce declarați. Poate să spună, lasă, știi, că îți plătesc ba, eu, că îți fac obicei, eu, da. Că nu declarat, nu știu ce, pentru că după aceea ne înțelegem, că da. Îți dau eu tot ce trebuie da. Și după aceea la revedere, ura da. Și la gară, cum se spune da, exact. Pe românești, așa că nu declarați. O să-ți dau la paștele cailor, cum da, eram, da. Nu declarați niciodată și nu vă lăsați cumva. Nu, că nu vi se dă, pentru că înduplecați de rugămintea angajatorului în momentul. Da. Da, depinde ce ați pățit, că dacă, mă rog, v-ați tăia la un deget și se pune un pansament acolo și trece cu o lună de zile, hai să zici. Bă, că nu, nici pentru așa. Că luna aia de zile trebuie da. Eu, dacă stau pe șantier, nu pot să lucrez. Da, dar zice că te plătesc, dar nici așa. Ci eu n-aș declara că mi s-a întâmplat acasă sau nu știu ce. Nu există o motivare în realitate, pentru oricum nu plătește angajatorul din buzunarul lui, plătește inailul. Și diferența eventual o dă angajatorul în cazuri particulare în care se demonstrează că au fost alte genuri de probleme. Deci, în concluzie, că suntem pe final, în cazul în care dumneavoastră ajungeți în tribunal pentru lichidare, pentru încheierea raportului de muncă, în momentul când aveți o hotărâre judecătorească, nu lăsați să treacă timpul, pentru că, așa cum spunea Elena, există un timp de 10 ani, care, deci domnul Dumitru e pe sfârșitul da, perioadei, de, pentru că am înțeles că s-a întâmplat acum vreo 8 ani. Da, este termenul, scade în 10 ani deci de zile. Deci ar da. Mai avea 2 ani ca să... Da, în cazul ăsta particular a fost un faliment, este o situație încă diferită, pentru că trebuie să se vadă, desigur falimentul este închis, asta e sigur. Trebuie să se înțeleagă cum a fost făcută plată din partea IMSS-ului și de ce lipsește o parte din sumă și cum se poate și dacă se poate recupera. Dar este clar că fiecare caz este de sine stătător și trebuie să vă duceți în cazurile astea la, da, la un avocat care să vă dea un răspuns uitându-se la documente. Astea, repet, sunt informații generale, nu este ceva care fiecare caz, nu există un caz identic deci, cu altul. Deci, după câte am înțeles eu, domnul Dumitru mergea la un sindicat, nu știu unde, și de fiecare dată când mergea, spunea nu sunt bani, nu sunt bani. Părerea mea este că nu a fost consiliat, nu a fost cumva îndrumat. Poate să nu fie banii, dar trebuie să-mi spui de ce nu sunt. Nu am dreptul, am dreptul, păi da, dar nu mi dă, nu ce? Nu l-a, care-i motivul? Nu l-a îndrumat să spună, domnule, degeaba vii la noi la ușă, pentru că nu suntem noi în gradul să-ți rezolvăm problema, mergi la un avocat sau mergi... Da, dar scuză-mă, având în vedere că practic au făcut-o ei, toate documentele le-au făcut ei. Mie în tantă îmi dai toate documentele la care aveți dreptul, în orice caz. Mie în tantă îmi dai copii după toate documentele, cererea care ai depozitat-o, ce ai cerut, ce ai făcut, după care nu ești în stare, mă duc la un avocat, văd care e situația. Dar oricum, un răspuns ți-l dă dacă nu-ți dă.
Odată și odată un răspuns ți-l dă, odată zice că nu pentru că lipsesc documente, odată zice că nu pentru că nu știu ce n-ai dreptul, odată zice, sunt mii și mii de răspunsuri care se pot da. Mie mi-a sărit în ochi cazul domnului Dumitru în seara asta când a venit în televiziune să ceară informații, a venit personal, îi spunea nunci sonui soldi. Deci deja chestia asta fiind acum 8 ani, eu văd cumva o tergiversare, cumva să treacă cei 10 ani și să spună, nu vreau să Doamne ferește, să insinuez nimic. Ceea ce dar nu se poate întâmpla e că banii nu puteau să ia ei pentru că banii se bagă în contul persoane, așa că nu i-a luat. Nu, ei nu pot să ia, dar amânând și amânând și scăzând cei 10 ani... Da, îți creadă termenele și îți pierzi drepturile. Îți pierzi drepturile. Deci asta ar fi putut cumva să facă... Da. Cei de acolo. Acum, nu știu, trebuie văzut cazul bine și văzut dacă, într-adevăr, mai are de luat suma cealaltă, dacă n-a trebuit văzut. Trebuie să se studieze bine documentele. Noi vorbim din ceea ce s-a văzut, ce ai văzut tu în prima fază, în cele 10 minute, când ți-ai explicat despre ce este vorba. Suntem pe finalul emisiunii. Da. Eu, ce să vă spun, seară frumoasă, bine că nu m-a luat usea. Elena, îți mulțumesc pentru că ai venit Mulțumim cu toate informațiile și... Dacă sunt întrebări. Nu sunt întrebări pentru că suntem noi, cum se spune, fori onda. Am schimbat ziua, trebuia să ne vedem mâine și lumea nu știa că... Suntem în seara asta aici cu toate informațiile pe care tu le aduci. Așadar, poți să scrie pe Facebook. Scrieți pe pagina Messenger, de Facebook și eventual răspundem săptămâna viitoare. Ori pe pagina de la Romi TV, puneți întrebarea și săptămâna viitoare vă răspundem. Stați cu ochii pe noi, cu mine... Vă întâlniți joi seara la orele 20 cu sfatul psihologului și duminică sărbătorim Ziua Copilului. Asociația Moldovencele Florilor de Măr vor veni cu copiii și vor sărbători 1 iunie Ziua Copilului la Romi TV. Până atunci vă îmbrățișez și îmi cer scuze pentru vocea puțin răgușită. Mulțumesc încă o dată, Elena, și te mai așteptăm de fiecare dată, în fiecare săptămână aici, curând, cu informații. Acest program a fost realizat cu ajutorul Departamentul pentru Românii de Pretutindeni. Mulțumim pentru susținere. Așadar, la revedere, seară bună și ne vedem în curând. Ciao! Ciao!